Iată-ne, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitata noastră de astăzi, doamna deputat Natalia Elena Intotero, deputat PSD de Hunedoara. Discutam înainte de publicitate despre românii de dincolo, despre câinii cu colaci în coadă, despre alocațiile care nu s-au mărit și tot felul de lucruri de genul ăsta. Ce alte activități strălucite, acum fac un pic, glumesc puțin, am mai avut Parlamentul României în ultima perioadă, am înțeles că a existat o inițiativă legislativă care a și trecut, parcă și acum e atacată pe la Curtea Constituțională. E una care mie mi-a plăcut foarte tare, adică înăsprirea pedepselor pentru cei care abuzează sub o formă sau alta, sexual sau probabil și fizic asupra copiilor, o schimbare, o năsprire a pedepselor în codul penal. Da, pentru că și până acum discuțiile în cadrul emisiunii au fost cu pregătere asupra copiilor, asupra tinerei generații. Într-adevăr, pe lângă multe alte proiecte legislative, cum ar fi și proiectul legislativ prin intermediul căruia am venit în sprijinul multor hunedoreni, privind reducerea vârstei de pensionare pentru cetățenii care locuiesc, care au locuit și care locuiesc 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă, unde a fost industria grea și zonele miniere, o inițiativă legislativă a colegului PSD senator Cristian Rezmeriță din Varea Jiului, la care am achesat colegii parlamentari din cadrul PSD. Și această inițiativă legislativă a fost extinsă pentru celelalte zone ale județului. Sunt multe alte inițiative legislative care vin în sprijinul cetățenilor românilor și, bineînțeles, și în sprijinul hunedorenilor. Între aceste inițiative legislative, așa cum ați menționat și noastră, vorbim și de o modificare a codului penal, legea 51 din acest an 2020. Din păcate, o altă lege atacată de către guvern sau reprezentanții, cei care susțin guvernarea Partidul Național Liberal la Curtea Constituțională, de această dată este o lege prin intermediul căreia am încercat înăsprirea pedepselor pentru cei care comit infracțiuni, abuzuri pentru pedofili, deci în special pentru cei care aduc mari agresiuni asupra vieții nu doar a copiilor, a românilor, a familiilor, pentru că Doamne ferește, pe oricine, dar un copil care suferă astfel de agresiuni. Nu da, doar că devine marcat, inclusiv părinții, inclusiv celelalte rude din apropierea acestuia. Deci este o inițiativă legislativă a colegei parlamentar Oana Buzcan, la care am achesat foarte mulți parlamentari, doamne, domni parlamentari, și care, practic, prin intermediul acestei legi, prădătorii sexuali nu mai pot fenta pușcăria. Prădătorii? Da, interesant. Prăduitorii. Așa este. Instanțele nu mai pot da sentință cu suspendare pentru cei care au mai comis o astfel de... Sentință cu suspendare până acum pentru așa ceva? Au mai fost astfel de cazuri, da. Pentru cei care au mai comis o asemenea faptă în trecut, limitele pedepsei se majorează cu o treime. De asemenea, nu, cei care sunt condamnați și doreau ca să efectueze muncă în folosul comunității, nu mai pot să efectueze această muncă în preajma copiilor, în preajma tinerilor. Mă refer la cei care comit abuzuri sexuale, la pedofili în special, pentru că mulți dintre ei munceau în apropierea școlilor, în apropierea centrelor de plasament sau alte locații. Ei, iată că guvernul a considerat că este o discriminare pentru pedofili. Aceasta este declarația domnului prim-ministru Orban. Vă rog să verificați și dumneavoastră aveți părchii. Am rămas în urmă, nu cred că s-a întâmplat asta. Spunea că este o discriminare, chiar cei de la Consiliul Național al Discriminării am văzut că au rămas stupefiați de aceste declarații. Declarații foarte grave. Cum e o discriminare? Stați că sunteți acolo la sursă. Iar spuneți-mi noastră exact despre ce vorba. Aceasta a fost declarația primului ministru, că este o discriminare cu privire la cei care comit astfel de abuzuri. O să caut și eu în aceste momente. Spuneți-mi ce știți, o să caut eu. Deci este o discriminare
Guvernul Orban spune că pedofilii riscă să fie discriminați. Nu o să dau numele trustului media pentru publicitate, dar dumneavoastră v-am pus la dispoziție această știre, care mie mi se pare foarte gravă. O știre de ieri, da. De pe știri pe sursă, că nu e nicio chestie, și zice așa: guvernul Ludovic Orban a atacat la CCR o lege care năsprește pedepsele pentru viol și pedofilie și prevede că faptele devin imprescriptibile. Da, corect, adică nu poți prescrie un viol până la urmă. Executivul fiind de părere că persoanele care abuză sexual alte persoane ar putea fi discriminate de legea adoptată de Parlament în comparație cu infractorii care comit acte similare. Aici e o chestie juridică. Deci persoanele care abuză sexual alte persoane ar putea fi discriminate în comparație cu infractorii care comit acte similare. Da, mie această legea afirmație mi se pare extrem de gravă. Vă rog, continuați. Mi se pare extrem de gravă și încă o dovadă a faptului că acest guvern nu îl interesează românii, nu îl interesează viitorul acestei țări, copiii. Și sunt curioasă cum va explica, probabil că dumneavoastră, reprezentanții mass media, veți avea posibilitatea să adresați această întrebare domnului prim-ministru și celorlalți reprezentanți ai guvernului, care peste două zile vor fi prezenți în Valea Jiului cu ocazia zilei minerului, și cred eu că acolo domnul prim-ministru ar trebui să răspundă de ce a făcut acest lucru, de ce a contestat această lege, și poate că o să ne și spună ce a scris guvernul în actul pe care l-a trimis. Oricum, nu știu, mi se pare așa, cel puțin ciudat, pentru că eu cred că altele ar trebui să fie problemele guvernului în momentul ăsta, acum, prag de alegeri, în plină pandemie, decât discriminarea infractorilor care comit abuzuri sexuale asupra copiilor. Preocupările lor ar trebui să fie cetățenii. Ar fi discriminație, adică hai să fim serioși, eu nici nu vreau să mă gândesc ce aș face unuia care ar îndrăzni măcar să se apropie de unul dintre copiii mei. Deci, ca părinte vă spun lucrul ăsta, nici nu vreau să mă gândesc ce aș face eu până la lege. Bine, nu trebuie să faceți ca mine, că nu există lege. Eu cred că aceeași atitudine o are fiecare părinte. Știți, da, ca să vii ca guvern să spui că îl discriminez pe violatori și pe pedofil, mi se pare un pic așa, îl discriminez cu un raport cu cine. Să mergem mai departe, că o să mă înfierbând și nu doresc lucrul ăsta. Da, interesantă grijă a guvernului, se apropie alegerile locale, doamna. Se apropie alegerile locale și vis-a-vis de acest aspect, ca să fac și o legătură așa. De la afirmația noastră vis-a-vis de preocupările guvernului, eu cred că ar trebui să aceste preocupări să fie axate în primul rând pe nevoia cetățeanului, și anume respectarea legii, punerea în aplicare a legilor care au fost votate, creșterea pensiilor, creșterea salariilor, creșterea alocațiilor de stat pentru copii și atenția asupra nevoilor cetățeanului. Și vis-a-vis de alegerile locale, pentru desemnarea candidaților, noi, cei de la Partidul Social Democrat, am făcut mai multe studii sociologice în județul Hunedoara. Ce înseamnă? Pentru a vedea așteptările cetățenilor cu privire la tot ceea ce înseamnă măsuri care trebuie să fie implementate atât de cei care sunt în momentul de față, dețin anumite funcții de conducere, Consiliul Județean, primari, și nu numai, pentru a vedea și a ne face o idee cu privire la urgențele în funcție de așteptările cetățenilor pentru perioada imediat următoare, termen scurt, termen mediu și termen lung. Din studiile sociologice a reieșit faptul că principala așteptare a hunedorenilor o reprezintă infrastructura. Când ne referim la infrastructură, ne referim în principal la drumuri, și apoi mergem mai departe spre instituții, apă, canalizare și spre reabilitarea și principalelor instituții, mă refer la sănătate, educație și așa mai departe. Vreau să vă spun că în anul acesta, Consiliul Județean Hunedoara a avut un buget mai mic cu 120 milioane de lei, ceea ce reprezintă în banii vechi undeva la 1200 de miliarde, aproximativ un buget
35% mai mic față de anul 2019. Adică prima parte de 80 de milioane, la care se mai adaugă un minus de 40 de milioane pentru Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului. Deci nu au fost de la bun început prevăzuți bani pentru funcționarea acestei instituții, care are grijă de tot ceea ce înseamnă asistență și protecție, nu numai pentru copii, dar și pentru persoanele aici adulte. Sunt și nu sunt de acord cu dumneavoastră în anumită măsură și vă și spun de ce, să nu vă uitați vorba. Din punctul meu de vedere, DGASPC-urile astea, care sunt instituții mamut, care înghit o grămadă de bani și ca salarii și ca, eu știu, cheltuieli și așa mai departe, nu funcționează, din punctul meu de vedere, repet, poate greșesc, nu funcționează așa cum trebuie, din mai multe puncte de vedere, organizatoric și, nu în ultimul rând, ca structură de personal. Și am să vă explic de ce. Spun lucrul ăsta pentru că, întâmplător, cunosc anumite situații. Sunt centre mamut, sau au fost centre mamut, care s-au rupt în centre mai mici, dar tot acolo e, care, de exemplu, un schema de personal, au instructori de educație sau ceva de genul ăsta, care, din punctul meu de vedere, nu și-au niciun rost în unitatea respectivă, pentru că, unul la mână, nu desfășoară nicio activitate, doi la mână, nu au cu cine să desfășoare acea activitate și trei la mână, se cheltuiesc o grămadă de bani cu salarizarea acestor persoane, care știm și noi salariile bugetarilor așa cum sunt. Dar despre asta poate vorbi într-o altă emisiune. Da, ar fi o discuție interesantă care ar trebui purtată într-adevăr dar într-o emisiune mai amplă. Să fie și cineva care să reprezinte instituția. Într-adevăr, e un subiect de actualitate, un subiect important, ceea ce vreau să spun că această instituție își desfășoară activitatea cu respectarea legilor din țară și a normativelor Uniunii Europene. Pentru că în momentul de față România trebuie să se adapteze la aceste directive și asistăm la o reorganizare, mă refer la desființarea centrelor de plasament, darea în plasament spre familia acestor copii, automat indemnizațiile care vin pentru aceste familii, pregătirea acestor persoane care își doresc să ia copii în plasament, educația și așa mai departe. E un subiect mai amplu. Dar, însă, este un domeniu pe care... De plasament există numeroase persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, care sunt apte de muncă, care până la urmă n-au nicio problemă psihică. Așa și este, așa doar departe, că vorbim de foarte mulți... Și beneficiază în continuare de protecția statului român și de serviciile oferite un pic cam gratuit, aș spune eu, dar mă rog, asta da, este o nu vreau să vă contrazic. Dumneavoastră fiind de stânga, nu puteți să spuneți altceva decât... Nu doar pentru că sunt de stânga, nu vreau să vă contrazic. Am asistat la foarte multe cazuri când statul a investit în acești copii prin grija față de ei până la 18 ani și la 18 ani ei trebuiau să părăsească aceste centre. Au să fie ajutate să descurce da, viața. Erau lăsați, foarte mulți dintre ei au apucat din cauza problemelor de sănătate care s-au ivit, depresii și alte boli, au apucat drumuri greșite în viață. Și de aceea eu cred că statul trebuie să aibă grijă de acești oameni până în momentul în care îi se găsește și prin implicarea statului un loc de muncă. Aici cred că există aici trebuie să existe o bună problemă. Conlucrare. Însă, eu aș reveni asupra infrastructurii, pentru că, așa cum am spus, din studiile sociologice a reieșit principala preocupare. Deci, încă o dată vreau să explic. Bugetul Consiliului Județean cu 35% mai mic decât în anul 2019. Cu toate acestea, vreau să spun că în momentul de față, principala solicitare a fost investiția în reabilitarea drumurilor județene și realizarea, chiar și turnarea de asfalt pe carosabil pe porțiuni întregi de drum județean. În anul 2012-2016 am luat doar ultimii 4 din cei 12 ani, când Consiliul Județean a fost condus de PNL, deci 2012-2016, Consiliul Județean a alocat o sumă de 63.146.900 de lei pentru lucrări de reabilitare, reparații, întreținere, modernizări, drumuri județene. 2016-2020, Consiliul Județean PSD a alocat o sumă de 130.958.000 de lei,
58, 555.000 de lei. Cu alte cuvinte, mai pe scurt, 2012-2016 s-au reabilitat, reparat 85,92 km în județul Hunedoara, 86. Iar în 2016-2020 178,17 km drumuri județene, adică dublu. Acum am o întrebare, că o să zică lumea asta, s-a înțeles cu Natalia în tot rău. Reabilitările astea au fost pe porțiuni de drumuri județene care traversează comune cu primar PSD-iști? Nu. Sau și nu. La primar PNL? Inclusiv la primarii, pentru că noi nu am făcut o administrație gândindu-ne doar la domeniul politic. Dumneavoastră aveți posibilitatea, este un document pe care eu l-am solicitat de la Consiliul Județean, îl puteți solicita și dumneavoastră și veți vedea aici foarte multe localități unde există în administrare o conducere a Partidului Național Liberal care au beneficiat de aceeași atenție chiar prima localitate de aici, modernizare DJ763, Vălișoara de Alumare. Adică primar liberal, da? Și așa mai departe. Cinciș Cerna, uitați, a doua modernizare care este în comuna Teliuc. Da? Deci, dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți această solicitare. Și amunisirea Prislopul deci, ăsta e la Hațeg. Da. Luncoiul de Jos e primar PNL, stăjere Lucșoara Dumnezeu Săr. E primar PNL la Luncoiul de Jos, dar să vă simpatizează pe dumneavoastră, am observat eu. Bine, omul are dreptul să facă lucrul ăsta. La Gura Sada e PSD, Bozeș Băcâia e fost ALDE, da, la momentul respectiv. Merișor de alu Babi Vulcan, asta unde e? Încolo spre Petroșan, nu? Da, la Vulcan. Și mai sunt Lupen Straja, Cârnești Ostrov Propotiva, acolo e Râu domnul de Mor. Mang, da. Parcă de la PNL, rotundă retezat. Bun, da, într-adevăr, s-au reabilitat. Deci vorbim de un număr dublu de kilometri, asta în condițiile în care județul Hunedoara are cea mai mare rețea de ca lungime de drumuri județene, aproximativ 1400 de kilometri. Desigur, sunt încă multe drumuri județene care necesită reparații, lucrări de reabilitare sau chiar o prospătare a întregului parcurs de drum județean prin turnarea de strat nou de asfalt. Dar vreau să subliniez acest lucru, că a fost cu o prioritate infrastructura și această prioritate este și momentul de față. Aș vrea să văd o preocupare mai mare din partea guvernului pentru a veni în sprijinul Consiliului Județean cu alocări de fonduri și să lase această discriminare pentru pedofili deoparte și să fie în atenția lor dorințele și solicitările cetățenilor. Acum, pentru că poate timpul nici nu o să ne mai permită mai foarte mult și pentru că 5 minute. Am vorbit și de campanie electorală, vreau să vă spuneți de alegeri. Doar că se apropie alegerilor locale. Până la campanie electorală mai e. Eu vreau să vă întreb altceva, că mi-ați ridicat dumneavoastră de data asta mingea la fileu. De regulă, PSD-ul are propuneri de candidați așa, mai trecuți de o anumită vârstă, mai seniori, mai cu experiență, cum vă place dumneavoastră să spuneți. Vreau să știu cum stăm anul acesta în județul Hunedoara ca și propuneri pentru candidați. Acum mă gândesc că unde e primar în funcție rămâne candidat primarul în funcție. Deși s-ar putea să faceți niște nedreptăți pe aici, zic și eu, că au mai fost cazuri când partidul a ținut pe primarul în funcție și a pierdut pe urmă, dar la noastră nu prea cred că e cazul, adică primarul promise să ia altcuiva, că se retrage, îl lasă pe el, nu s-a mai retras și chestii de genul ăsta. Cum stați dumneavoastră ca și vârstă, ca și candidați, ca și gen? Da. De ce în primul rând dacă ați promovat, uite, dumneavoastră stați femeie, da? Ați promovat femeile pe listă, organizația noastră, de partid? Hai să vedem. Avem în momentul de față 4 colege care vor candida pentru funcția de primar. 4? 4. Unde? Este vorba de Comuna Zam, da. Larisa Coste, are 28 de ani, a terminat studii în comunicare relații publice, mămică, a doi copii.
Apoi aș aminti Comuna Bălișoara, candidat Bedea Camelia, specialist în administrație publică, dânsa a mai candidat și în 2016 și a fost aproape, la un scor foarte mic de a câștiga fotoliul. Nădăjduim ca acum să câștige fotoliul de primar. Mergem mai departe spre Comuna Sarmisegetuza, Tonca Argentina. Învățătoare, cadru didactic, de asemenea mamă a doi copii și nu în ultimul rând, astăzi mâine se decide dacă în comuna pe care mai adineori ați amintit-o, Lâncoiul de Jos, Jurca Claudia, care este și ea cadru didactic, învățător, mama a doi copii, va rămâne dânsa să fie candidatul nostru pentru fotoliul de primar și spun va rămâne dânsa pentru că acolo sunt discuții între candidatura doamnei Claudia Jurca și candidatura unui coleg până în 35 de ani. Organizația urmează să decidă astăzi, mâine, adică cine va fi adică candidatul. Adică mai nu se înțeleg nu, se înțeleg, se înțeleg, doar că vor să fie cea mai bună variantă pentru primărie. Uh-huh. Deci vorbim de 4 colege care vor candida pentru fotoliul de primar. Și vorbim 4 de, din 55 de primării, parcă. Din, eu vorbesc din 32 de localități unde noi nu avem primar. Nu aveți primar. Iar tot din 32 de localități unde nu avem primar, vreau să vă spun că avem foarte mulți tineri candidați. Beriu, Ștefănie Rareș Cătălin, specialist în comunicare și relații publice, 30 de ani. București, Sârb Ionel, consilier juridic, București Bradului, da. 28 de ani. Apoi Sarmisegetuza, era vorba de colega argentina, Șoimuș, Berinde Romulus Valentin, economist, 32 de ani, Teliucul Inferior, Brumar Radu Cătălin, profesor, 27 de ani, Toplița, Popovici Alexandru, profesor, 30 de ani și Binouzam, este candidat și tânăr și femeie în egală măsură. Deci vedeți, dintre acești candidați, aproape toți au vârsta de până în 30 de ani. Adică, practic, ei la Revoluție nu erau încă născuți. Sau unii s-au născut, avem doi candidați de 30 de ani care s-au născut chiar în anul în care a fost Revoluția. Aici, vis-a-vis de acea pată aruncată de unii că voi, stânga, sunteți comuniști. Nu! Toți acești tineri au ales stânga pentru că noi reprezentăm Partidul Oamenilor Mulți. Și vedeți, sunt tineri cu pregătire, tineri cu experiență, familiști, cu copii și eu sunt foarte bucuroasă că ei sunt candidații noștri pentru fotoliul de primar în aceste localități. În egală măsură avem candidați oameni cu experiență și pentru Consiliul Județean. Asta vreau să vă întreb scurt, în două minute. Da, în urma sondajelor de opinie efectuate, atât în luna februarie cât și în luna iulie, dintre persoanele care au fost sondate, cel mai bine plasat în acest sondaj a fost domnul președinte, domnul deputat Laurențiu Nistor. Este candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Un om cu experiență pentru un post cu o mare responsabilitate pentru județul Hunedoara. Acum poate și dumneavoastră, ca și mulți alții, jurnaliști și nu numai, întreabă, da, dacă o să plece după ce o să câștige de alegerile. Nu va pleca. Nu va pleca, pentru că alegerea este pe vot uninominal și pentru că în 2016 dânsul a fost o perioadă de 6 luni președinte al Consiliului Județean, a fost o solicitare din partea centrului ca dânsul să candideze la Parlament, cum a fost o solicitare pentru Cristian Resmeriță, care câștigase fotoliul de primar, cum a fost o, la Lupeni, cum a fost o solicitare de asemenea pentru colega Olguța Vasilescu, ce câștigase fotoliul de primar la Craiova. Deci a fost practic dorința conducerii Partidului Social Democrat de la acea vreme ca oameni cu foarte multă experiență să meargă spre Parlament pentru a susține guvernul prin toate aceste legi pe care noi le-am adoptat în Parlament și care s-au dovedit a fi foarte bune pentru dezvoltarea țării. A fost o decizie grea pentru domn președinte la vremea respectivă să lase Consiliul Județean să urmeze solicitarea colegilor de la centru din București. Însă, participarea domniei sale în Parlament și aportul care l-a dat inclusiv pentru programele naționale de dezvoltare locală și-au pus amprenta. Județul Hunedoara este între primele 5 județe din țară care
care a beneficiat de cele mai mari sume pentru tot ceea ce înseamnă proiectele de dezvoltare a infrastructurii și nu numai, pe care primarii, indiferent de culoarea politică, le-au putut accesa și avea pentru dezvoltarea localității. Am mai stat de vorbă, cer scuze, vă întrerup acum repede, nu-i frumos să întrerup pe femeia, o doamnă mai ales, dar, din păcate, chiar am ajuns la final, am și depășit cu un minut timpul alocat emisiunii noastre și ne-a dat afară softul de emisie. Vă mulțumesc pentru prezentarea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu mare drag și vreau să vă doresc și dumneavoastră și tuturor celor care ne-au urmărit multă sănătate și să ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste aceste vremuri de încercare. Stimați respectatori, Natalia Elena Intotelo, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitată noastră. Mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!